Iar acum mergem la următorul invitat, Radu Constantina, de la Lovitura. Are aproape 700.000 de fani pe YouTube și este în trending, adică numărul fanilor este într-o continuă creștere. Ei bine, ca o recompensă, Radu și-a deschis sufletul pe vlog, iar astăzi și-l va deschide în premieră la TV, dar mai întâi să-i urmărim confesiunile filmate. Salutare, eu sunt Radu și așa cum am promis, ne revedem în fiecare săptămână să discutăm câte un subiect. Astăzi o să vorbim despre relații și despre cea mai dureroasă experiență pe care eu am avut-o în direcția asta. Acum urmează să te întreb pe tine. Ai suferit vreodată din dragoste, ai fost părăsit sau ți-a plăcut vreodată de cineva care să nu-ți ofere atenție și așa mai departe? Dacă ai trecut măcar odată sau prin una dintre cele de mai sus, înseamnă că mă vei înțelege perfect. Trecând mai departe, cum vă spuneam, eram în clasa 11-a cu o fată de care mi-a plăcut foarte mult. Practic, s-o numesc așa, a fost prima dragoste pentru mine și nu mi-e rușine să recunosc nici acum faptul că eu chiar am iubit-o în felul meu la acea perioadă pe fata asta. Era vară și eram plecați la mare împreună cu niște prieteni, mai mult din partea ei, care cei drept pe mine nu prea mă suportau. Na, se mai întâmplă, nu pot să fi plăcut de toată lumea. Spre ghinionul meu, în acel grup era un băiat cu care ea fusese de mai demult, o dragoste mai veche, ca să zic așa. Și într-o seară m-am certat destul de rău cu tipa asta, încât am decis ca fiecare să iasă cu prietenii lui. Zis și făcut, ne-am petrecut separat toată noaptea, iar spre dimineață, când am venit înapoi, ea neștiind dacă o să mai vin înapoi sau la ce oră o să mai vin înapoi, am găsit-o în cameră cu flăcăul de care vă povesteam mai înainte. Un alt subiect sensibil pe care Radu l-a abordat cu fanii este relația cu familia. Chiar dacă acum pare că s-a detașat de partea sumbră a tinereții lui, Radu și părinții lui au trecut printr-un moment de răscruce. Astăzi vreau să povestesc cu tine despre perioada în care efectiv nu mă înțelegeam absolut deloc cu ai mei, perioada în care am vrut să fug de acasă și în care mi se părea că ei sunt cei mai mari dușmani ai mei. Eram la liceu în clasa 11-a, deja crescusem și aveam impresia cumva că sunt cea mai importantă persoană de pe Terra și că toți oamenii ar trebui să mă asculte pe mine. Iar cu părinții nu prea mă mai înțelegeam. Era perioada distracțiilor și lucrurilor teribiliste, precum fumatul, băutul și lucrurilor de genul. Intrasem într-o gașcă de băieți și fete mai mari și mă simțeam foarte bine, eu fiind copil dintr-o familie modestă, fără posibilități de acasă, dar în grupul ăsta era invers. Cam toți aveau bani și mă încânta faptul că au mașini scumpe, că își permit să-și cumpere orice, că cheltuiesc la club o grămadă de bani și așa mai departe. În toată situația asta era și o parte bună, mă apucasem în perioada aia de magie. Dar și aici ai mei aveau ceva de comentat, în special mama, care îmi spunea să mai las prostiile și să mă apuc de învățat. În momentul în care a atentat și la pasiunea pe care eu o aveam atunci, efectiv în interiorul meu s-a pornit un adevărat război împotriva lor. Practic eram în punctul în care eu credeam că fac totul bine și erau împotriva mea. Radu Constantin este acum aici să detalieze puțin povestea asta, prin care au trecut probabil și mulți alți telespectatori. Să-l poftim alături de noi! Ce faci? Ce să fac? Foarte bine! Ca întotdeauna. Acum faci foarte bine. Când s-a întâmplat povestea asta? Dar întotdeauna am făcut foarte bine. Păi și când te-a înșelat? Da, asta s-a întâmplat la liceu. La liceu a fost perioada în care am trăit foarte multe chestii. La grădiniță chestii. N-ai avut momente la de genul ăsta? La grădiniță nu mi-amintesc, abar n-am, nu știu. Da. Că la grădiniță, deci la liceu, nu? Da, la liceu, la liceu. Am făcut toate prostiile posibile. E, păi și ce? Ți se pare așa că ai spus ceva extraordinar? Adică nu ți se pare că e ceva care s-a... Nu ești singurul căruia i s-a întâmplat 100%, așa ceva? 100%, tocmai de asta am și ales să vorbesc despre chestia păi asta. Păi ți era greu până acum? Ți era rușine sau ceva? Bă, da, oricum este așa o idee cum că, nu știu, băieții nu suferă sau că ar trebui să fie puternici sau că ar trebui să fie, nu Câte știu, bărbați și mai departe. 25. Păi și nu ți se pare că e șmecherie să spui că când aveam 18 ani sau aveai mai puțin, nu? Da, un pic mai puțin. 17 ani, acolo, da. Chestia asta, adică acum da. Par mult mai interesant, știi? Adică bă, da, oricum, primești acum... mult mai multe mesaje de consolare. Vai, drăguțule, prin ce ai trecut, da, nu merită așa ceva. Da. Nu ăsta a fost scopul, îți dai seama. Scopul a fost să îi ajut pe cei care se află în situația respectivă și bănuiesc că sunt o grămadă și îmi confirmă faptul că primesc o grămadă de mesaje pe Instagram, să-i ajut să treacă peste etapa aia, cumva să le explic ce se întâmplă în momentul ăla. Mm-hmm. Și asta fac practic cu toată seria asta de vloguri, o serie cumva pornită strict
din punct de vedere altruist, adică strict să-i ajut pe oamenii care știi că foarte multă lume la un moment dat, cred că vloggerii pot să spună absolut orice, pentru că ei sunt de fapt niște actori care joacă în propriile lor seriale și filme pe YouTube. Da. Și că foarte multe lucruri n-au legătură cu realitatea, ceea ce nu-i cazul. Da, cumva am ales să-mi arăt și... Știi că multă lume zice, vloggerii ăștia, cu cât inventează mai mult sau fac mai multe nebunii, cu atât au mai multe like-uri, accesări și așa reușesc să-și facă mai mulți fani. Da, cumva am, să zic, am ales partea grea, dar între ghilimele spus grea, că nu e partea grea, eu am ales-o, să îmi respect statutul de influencer, să zic așa. Am stat și m-am gândit, zic, bă, cum pot eu să ofer pe bune comunității astea care mă urmărește, pe bune ceva valoros, adică nu doar challenge-uri și chestii funny și amuzante, nu zic că astea nu sunt bune, Doamne ferește, că avem nevoie să ne distrăm și așa mai departe. Toată lumea 100%, cu orice, nu? 100%. Da, știi ce vreau să te întreb? Întreabă-mă. Tu ai mai întâlnit cu fata? Nu m-am mai întâlnit, nu, s-a rupt toată legătura, s-a rupt. S-a dus. Bine, eu nu am niciun fel de remușcare, resentiment și așa mai departe. Da. A fost o perioadă, a fost un eveniment. Știi cum e? Adică te-a înșelat tot în familie, cu fostul iubit, adică nu știi dacă te-a înșelat pe tine sau l-a înșelat pe el. Stai un pic, eu n-am zis. Am zis, bă, nu știu. Eu nu am văzut nimic. Eu cu ochii mei n-am văzut nimic. Adică cu fostul iubit, adică nu știu dacă ai apărut un plus, știi ce zic? A intrat între ei și ea de fapt s-a întors la iubirea vieții. Da. Acum putem să facem un episod de serial cu chestia asta dacă ne mai învârtim. Dar ce-și cer oamenii pe internet? Despre ce vor să le vorbești? Eu am stat și mi-am dat seama așa o perioadă foarte lungă de timp că orice persoană, dacă e întrebat, are o problemă. Adică nu există cineva o poveste. Da, o problemă, nu o poveste. O problemă, o problemă. Adică, de exemplu, dacă te întrebi pe tine, tu acum ești 100% fericit, împlinit, mulțumit, s-ar putea să ai o chestie acolo pe creier care... O problemă. Da, o problemă. Dacă îți povestesc alea de la 18 ani, stai liniștit. Deci că iau și eu alea de tine. S-ar putea să ai prins și vremea ciorapilor flaușeastu, n-aveai? N-aveam, nu, n-am prins. N-am prins. Că la mine dramele au fost mai mari. Adică... Da? Îmi imaginez. Adică toți am avut și mai avem în continuare. Nu, e... nu serios, pe bune. Da. Și mi-am dat seama că tot ce ține de partea asta umană e cerut. Adică oamenii nu cer expres, dar le place în momentul în care iese cineva și lecții și de viață asumă, pe internet, tată. Lecții pe viață, de viață pe YouTube. Da, un fel de. Dar din întâmplări proprii, adică chestii reale care mi s-au întâmplat. Și pe stradă ți se întâmplă să te întrebe, eu știu, lucruri pe care le-ai povestit în vlog? În principiu, oamenii pe stradă când mă întâlnesc și acum mă refer, nu știu, sunt mai multe categorii de vârstă care mă opresc. În general, nu știu, liceen, școala generală, vor să facă poză, asta e prima dată și cumva nu au curajul ăsta atât de mare când mă văd live să mă întrebe. Preferă să mă întrebe, nu știu, pe Instagram, pe Facebook, în comentarii, pe YouTube și așa mai departe. Nu, chestia asta ți-aduce numai simpatie sau ți-aduce și unii oameni care devin hateri? Îți dai seama că mi-aduce și unii oameni care devin hateri. Adică unii care zic, a, bine mă, te-ai găsit și tu... Îți dai seama, da, învățătorul planetei ești, și bine că ne dai tu lecții și... Na. Da, și? Da, îți dai seama. Și atâta timp cât masa asta de oameni care e de 90% zice bravo, mulțumim și așa mai departe, m-ai ajutat și există cei... 10%. Dar, cu ce mai ajuns? Că le spui cum? Nu-i bagă. Le spui ce ai suferit? Adică spus da, dar pur și simplu, fac și o concluzie. Adică fac și o concluzie. Și care a fost concluzia? Care a fost concluzia este că există un milion de oameni pe planeta Pământ și că nu ar trebui să te oprești la cineva anume și în sensul în care când ceva se termină, ceva mai bun se pregătește. Adică dacă tu nu lași Boss. Loc pentru următorul... Astea sunt vorbe din cărți. Am citit vorbele astea când sufeream. Putea să-mi zică unul și de 10 ori. Și se pare că le-ai aplicat acum. Când sufereai impresia că ți s-a terminat viața. Păi da, mă, dar măcar mai alinie, ca asta și cum, nu știu... Asta e ca în cărțile alea motivaționale și la voi pe YouTube, care le cumperi de acolo. Uite, vezi, tu ești din aia 10% hater. Nu, mă, nu sunt hater. Ți s-a închis o ușă, următoarea ușă ți se va deschide. Bă, când te-a părăsit și suferi, n-ai stat chircit pe lângă canapea și plângi. Jai. Ba da, ba da. Păi, dar m-au ajutat... Te ciucă și acum ai chircit. M-au ajutat tipul ăsta de informații. Uite-l și pe ciucă cum face yoga. Suferă după Instagram acum. Mă rog, se uite la vlogurile lui. Bă, nu, ideea e că tu ești un tip foarte mișto și acum chiar ai un vlog foarte curaj și faci niște lucruri foarte faine pe internet. Ăsta e adevărul, dar genul ăsta de povești siropoase, de asta mă gândesc de foarte multe ori, nu zic că e cazul tău și ferească Dumnezeu, nu mă înțelege greșit, dar știi că sunt și colegi de-ai tăi sau alți oameni care inventează povești de genul ăsta pentru că fac trafic, fac like-uri, accesări și așa mai departe. Na, ideea mea a fost să fie strict altruist, adică nu am urmărit să fac vizualizări, să fac like-uri, să fac share și așa mai departe. Nici n-ai spus un mare secret, adică
adică... Da, adică strict am zis, bă... te-a părăsit, mergi înainte, vine alta. Da, adică nu știu, te ceri cu părinții, te ceri cu prietenii, te ceri, adică chestii care mi s-au întâmplat pe bune mie și dacă sunt, nu știu, 10.000 de oameni care se uită, să fie 10.000, pe mine nu mă deranjează. Da, da, eu asta încerc să spun, că tot ceea ce spui tu e o chestie care o spune toată lumea. Adică nu-i spui, păi n-ai spus ceva de genul, te-a părăsit, te duci, tată... Îl cauți... Păi da, ideea este că dau și o soluție, da. Asta e ideea. Soluția ta de asta zic. E o soluție, cum să zic... Nu e, adică... Păi da, asta e o părere subiectivă. E ca și mai spune, beți apă că vă hidratați. Păi, asta știm. E o părere subiectivă. Pe unii, de exemplu, îi ajută. Adică, a drept dovadă, mesajele și toate chestiile pe care le primesc. Îl avem alături de noi pe micul doctor Cristian Andrei, Radu Constantin. Deci, în timp mișto, te plac fetele că ești frumos, ai ochii albaștri, da, ești fermecător. Nu mă plâng. Este? Da. Așa? Iubita acum? Da. Și stai un pic, vreau să spun oamenilor serialele care le faci pe YouTube, că alea sunt fabuloase. Da, da, da. Am un serial, de fapt, deja destul de măricel, care a ajuns la Școala Inversă, se numește. Asta este mereu un trending și e foarte tare chestia da, asta. Toate episoadele au fost, deci sunt, nu știu, aproape da, 40 de episoade. Da, da. Cap-coadă? Cap-coadă, da. Bravo, mă, ești foarte tare, bravo, serios. Da, au fost 40 de episoade în top 10 trending, fiecare episod. Deci asta mi se pare, Școala Inversă, căutați pe YouTube să le vedeți în 40 de episoade. Am ajuns la sezonul 4. Sezon, adică fiecare sezon are 10 are episoade. Are 12 episoade. 12 da, episoade. Acum suntem la episodul numărul 9, deci mai mult de 40 și ceva, nu? Matematică, cineva? Păi și cum le faci din ce? Din bugetul tău? Deci low budget. Uh-huh. Low budget sunt făcute. Și practic ei sunt prietenii tăi care vin și... Deci ideea este că proiectul fiind de exemplu, proiectul fiind atât de mare, am avut și o grămadă de invitați. Proiectul fiind... Pur și simplu tot din dorința de a face ceva diferit. De exemplu, eu înainte am făcut chestiile aia, music vine-urile, dacă le știi. Uh-huh. După care s-a plafonat un pic ideea cu music vine-urile, adică lumea deja se săturase de genul ăla de conținut. Și am zis, bă, trebuie să fac ceva ce nu face toată lumea, să nu fac vloguri sau daily vlog și așa mai departe. Și am zis, cum ar fi să fac un serial? Și mi-au zis o grămadă de oameni că e foarte, foarte greu și că o să-ți trebuiască oameni și că o să-ți trebuiască o grămadă de chestii. Și am zis că e bine, dacă e greu, hai să fac. E greu, ai să faci, ai avut succes cu asta, cu Școala Inversă. Da, da. Ai un prieten în clipa aia, didașca ai tăi, sunt de la scenografie. Care? Stai, că i-am văzut, uite. Îmi scapă, e în spate. Are didașca exact ca ai tăi. Păi atunci cu catalogul, nu? Da. Da, Radu Constantin, ele. Tu ești, exact. E puțin schimbat acolo, actorul. Păi de ce zici? Ești un pic așa, mai dur. Da, e un rol, e un rol. Le zic la toți oamenii care îmi zic că, bă, câteodată ești cam rău, câteodată... Zic, frate, e un serial, adică e un film, adică deci, nu e... Oameni buni, căutați-l pe Radu Constantin pe Instagram, căutați-l pe Radu Constantin pe Facebook, căutați-l pe YouTube, chiar este un băiat foarte mișto. Dar, fetelor, aflați care e iubită. Ai zis că ai iubită. Da, dar de când ai iubită? De vreun an și ceva. Sau un an? Nu mai o secundă. Avem trei întrebări pentru Radu Constantin. Întrebări fulger. 1. Yeah. Cum o cheamă pe iubita ta? Claudia. 2. Pe ce dată v-ați cunoscut? Ok! Adică să mergi cu mine acasă după aia, da? Bun, deci pe ce dată v-ați cunoscut? Așa, altă întrebare. Altă întrebare. Cât poartă la picior? Acum oricum pot să zic. 36,5. Te-a trecut, dar nu știi când v-ați cunoscut data voastră. Nu. Adică, mă, Radu, chiar așa insensibil ești. Nu sunt. Gândește-te că s-ar putea să fie o zi a voastră în care tu te duci o floare. Pui muzica voastră preferată. Care e piesa voastră preferată? Dar nu avem o piesă preferată, pentru că noi suntem altă generație, Cătălin. Nu suntem... Ieri mi-ai scris că aveți? Da. Da. Nu, ia? Altă generație, bă, altă viață, altă lume. Radule, să ai mult succes, multă baftă. Mulțumesc. Și, deci acum nu se mai dansează pe blues? Din câte știu eu, nu. Adică cel puțin eu, poate sunt eu stricat, habar n-am. Ai dreptate, acum n-aș putea să bag mâna în foc, care dintre noi are problemele și trebuie să meargă în service. Dar ideea e că, Radu Constantin, chiar ești foarte mișto, să ai multă baftă și te mai așteptăm pe aici.